Maria Marcu se strecoară prin trafic cu o abilitate ce dă impresia multor ani de experiență, deși a obținut permisul categoria cu doar câteva luni în urmă. Este prima femeie din poliția buzoiană care a acceptat această provocare. S-a descurcat excelent în ciuda orei de vârf la care a fost programată acțiunea de azi. În toată țara, doar 3 polițiste mai conduc motociclete și toate sunt din București. Este o pasiune de-a mea, o am de mult. Mi-am dorit foarte mult să conduc această motocicletă și foarte mult m-am atentat faptul că sunt singura fată. La Buzău, da, dar mai sunt încă 3 fete la București, nu sunt prima în țară. Maria Marcu este mândră pentru că șoferii au privit-o cu admirație în trafic pe motocicleta cu care va ajunge la evenimentele rutiere într-un timp mai scurt decât colegii ei. Ce zic participanții la trafic când... Au rămas foarte uimiți cu toții, au fost surprinși. Este foarte bine că ajungem mai repede la evenimente. Se conduce foarte ușor, este foarte plăcut, mai ales pe această căldură. Și este foarte frumos. Acțiunea de astăzi, la care a luat parte și prima polițistă motociclist, a vizat pedepsirea șoferilor care au oprit ori au staționat pe interzis în cele mai aglomerate zone ale orașului.